Iași Cultural Trophy este la a treia ediție. Anul acesta avem 55 de echipaje în care am înglobat și echipaje moto pentru prima dată. De fapt, de ce am spus raliu cultural? Pentru că se desfășoară cu mașini, deci cu motoare. Și doi, ei nu merg într-un circuit de viteză, ci vor merge să viziteze obiective turistice și istorice ale orașului și județului Iași. Tot pentru prima dată, anul acesta am scos raliul și în afara Iașiului, respectiv un prim obiectiv, Mănăstirea Dobrobăți, unde va avea loc și premiera. Da, e un eveniment frumos, care a adunat foarte multă lume. Sper să ajungă toți înapoi la finish cât se poate de în regulă și să îl putem face și la anul cu aceeași frumusețe a evenimentului. 5, 4, 3, 2, 1, start! Start cultural! Nu vă rugați la start? Locul 3, Tutucă Mircea Rădulescu Tudor. Locul al doilea, Țibuleac Laurențiu Țibuleac Diana. Și locul 1, la clasa mică, Cultural Trophy 2017, Zăhărie Dragoș Leonte, Zaharia Dragoș Leonte Vasilică. Umplem. Emoții? Nu. Surprize.